Mai multe maternități din țară au fost nevoite să externeze nou-născuți fără a-i vaccina împotriva tuberculozei din cauza lipsei dozelor necesare. Este și motivul pentru care Ministerul Sănătății a decis repartizarea către direcțiile de sănătate publică a peste 340.000 de doze de vaccin pentru imunizarea nou-născuților în spitale sau la cabinetele medicilor de familie. În exclusivitate pentru TV Giurgiu, directorul DSP, dr. Paul Marinescu, a declarat că maternitatea Spitalului Județean Giurgiu va primi circa 2.800 de doze de vaccin, acestea urmând să ajungă miercuri 22 august. Din fericire, la Giurgiu nu au fost până acum probleme în ceea ce privește imunizarea bebelușilor, în stoc existând deja un număr considerabil de doze.